Am pedalat cam 50 de kilometri și m-am oprit aici să văd obeliscul ăsta. M-a impresionat cifra. Are aproape 200 de ani. Nelipsita cruce răstignire și inscripția modernă verde în 4 limbi. Zice că mai impresionant decât monumentul ar fi inscripția asta. Inscripțiile astea. Asta apare în latină. Asta nu înțeleg în ce limbă, dar pare română amestecată cu spaniolă și italiană sau a română ceva. ...35 de kilometri de drum pietruit. I-a impresionat pe ei la începutul secolului 19. Aici în germană. Și aici probabil în maghiară. Nu știu ce domnie era atunci aici în Banat, dar tare era religioasă. Și acum oamenii sunt religioși și nu prea le pasă de mediu. Aici aruncă gunoi și aici lasă gunoi.